Binecuvântat să fie Dumnezeu care primește închinarea noastră. Suntem împreună în anturajul unui serviciu de căsătorie, unde este o atmosferă plină de speranță și de bucurie. Speranța lor, David și Andreea, este că Dumnezeu va fi cu ei și în ei în toate zilele vieții lor. Speranța aceasta le oferă liniște, siguranță și acum se bucură de alegerile bune pe care le-au făcut de când au devenit conștienți până astăzi. Există libertatea de a face orice și obligația de a suporta consecințele la orice ai ales. Acestea sunt două dintre marile reguli ale vieții. Ele nu se schimbă pentru nimeni. Exact cum soarele răsare doar dimineața și apune doar seara și nu se schimbă pentru nimeni. După ce se va încheia predica, vor urma alte două puncte muzicale. Familia Mirelui și o surpriză. Dumnezeu să binecuvinteze ambele cântări, să binecuvinteze predica și în mod deosebit pe Miri și părinților care stau cu emoție în fața lui Dumnezeu. Stimați frați și surori, iubită Biserica Domnului Iisus, urmează să citim încă un pasaj din Scriptură și vă cer respectos să vă ridicați în picioare. De data aceasta o să citim din prima carte a Bibliei, capitolul 13. Geneza 13. Avram s-a suit din Egipt în țara de la miază zi, el, nevasta sa și tot ce avea, împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. Și ținutul acela nu încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Tsoar era ca o grădina Domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și din calea afară de păcătoși împotriva Domnului. Domnul a zis lui Avram după ce s-a despărțit de Lot, ridică-ți ochii și din locul în care ești privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi ți-o voi da ție și seminței tale în veac. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare. Așa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânța ta va putea să fie numărată. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, căci ție ți-o voi da. Avram și-a ridicat corturile și a venit de a locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron. Și acolo a zidit un altar Domnului. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă reașezați. Dragă David și sora Andreea, restul vieții voastre veți face uneori referire la evenimentul ăsta
și la schimbarea foarte mare care se va produce datorită căsătoriei. Se va modifica raportul vostru cu părinții, raportul vostru unul cu altul și raportul vostru cu voi înșivă. Căsătoria, ca și legământul făcut cu Dumnezeu prin credință și prin pocăință, sunt două mari evenimente ale vieții care creează diferență între trecut și viitor prin prezent. Exact cum legământul căsătoriei te pune lângă cineva care nu a existat, exact cum legământul credinței al mântuirii te pune lângă cineva care nu a existat pentru tine înainte și nu ai ținut cont de el, tot la fel și căsătoria te pune lângă cineva care nu a existat înainte, nu a existat lângă tine. Așa că ce se întâmplă astăzi va modifica destul de mult paradigma de gândire a existenței voastre. Trebuie neapărat să vă pregătiți pentru că altfel veți face greșeli. Cei mai mulți de aici am făcut greșeli. Oamenii se pregătesc să fie orice. Pentru orice faci în lumea asta, trebuie un pic de pregătire, un pic de școală, poate multă școală. Imaginați-vă că cei care sunt medici fac un sfert din viață școală și la ei școala nu se termină niciodată, pentru că e o continuă cercetare și descoperire. Numai pentru căsătorie nu ne trebuie nicio școală, că ne naștem deștepți. Fără să ne dăm seama că nicăieri nu trebuie să producem mai multă performanță ca și în căsătorie și fără să ne dăm seama că toate greșelile din căsătorie, unul dintre cei doi soți ne le va aduce aminte restul vieții în anumite momente. Întotdeauna când vrem să se schimbe ceva, trebuie să facem o schimbare. Așa că diferențele fac diferența. Dacă în timp ce ai o viață liniștită, faci un lucru diferit, se va produce o diferență. Diferențele produc diferență. Orice faci diferit va avea o altă consecință decât înainte când făceai altfel. De aceea predica mea se numește Diferențe care fac diferența. Vreau să spun faptul că oamenii se nasc cu șanse egale înaintea lui Dumnezeu, însă atât în viața lor personală cât și în viața de familie se întâmplă lucruri care nu sunt altceva decât un rezultat la ceea ce am făcut. În viața unui om se întâmplă lucruri care sunt consecințe la ceea ce el a făcut. Tot ce facem are consecințe, dar absolut tot. Dacă am privit viața prin prisma asta, ne-am dat seama că viața pe care noi o trăim e viața pe care noi am construit-o. Pocăința noastră este pocăința pe care noi am construit-o. Câtă performanță există în viața unui om, în viața lui personală ca și caracter, tot atâta performanță există și în viața lui de pocăință. Nu poate un om să aibă o viață bună, de calitate, iar în legătură cu viața lui spirituală să aibă o viață slabă. Nu, calitatea lui se va reflecta în calitatea căsătoriei și în calitatea pocăinței lui. Pentru că cine este brunet, e brunet dimineața, la prânz și seara. Cine are minte, are dimineața, la prânz și seara. Diferențe care fac diferența. Dacă analizăm viața lui Avram prin comparație ca a lui Lot, putem mai bine să-l vedem pe Lot, pentru că este prin comparație cu Avram. Și pe Avram, pentru că este prin comparație cu Lot. Întotdeauna comparația este cea mai bună metodă de evaluare. Dacă vezi un lucru, nu poți să spui dacă e mare sau mic, decât numai dacă îl compari cu un alt lucru și diferența dintre cele două lucruri, spui ăsta e mai mare și ăsta e mai mic. Diferența te ajută să vezi cum stau lucrurile. Am fost de ună zi să-mi fac ochelari, că ăștia trebuie făcuți periodic, pentru că periodic îți scade vederea. Și am mers cu cineva și acel cineva l-am întrebat cum îmi sta ochelarii ăștia și aveam mai multe perechi de ales. Și mi-a spus, da, ia pune-i pe ceilalți și îl puneam pe celălalt și spunea, da, ia pune-l înapoi pe celălalt. Și i-am zis, bă, omule, dar pe ăla l-am avut deja, dar și mai am nevoie să mai văd încă o dată diferența. Diferențe care fac diferența. Aș vrea să ne uităm un pic la 5 sau 6 lucruri
în mod diferit. În primul rând la legământ. Felul în care un om se raportează la legământul pe care îl face creează diferență. Dacă te raportezi corect la legământ, la legământul cu Dumnezeu și la legământul cu partenerul. Când spun partener, mie nu-mi place termenul ăsta, îmi place tovarăș de căsătorie. Dacă îmi spui partener, e mai scurt. Deși partener înseamnă multe lucruri, tovarăș de căsătorie înseamnă un singur lucru. E, când spun partener, eu mă refer la tovarăș de căsătorie. Felul în care un om se raportează la legământul pe care l-a făcut cu Dumnezeu sau cu partenerul va crea un anumit stil de viață. Sunt oameni care au dat cu piciorul în legământul lor și apoi s-au plâns că soția e de vină, sau părinții-s de vină, sau poliția e de vină. Felul în care ne raportăm la legămintele vieții, că nu-s multe, sunt două, restul sunt doar angajamente, creează o consecință. Și dacă respectăm legământul pe care l-am făcut cu Dumnezeu, Dumnezeu va respecta persoana noastră, nevoile noastre și se va implica să ne binecuvinteze. De asemenea, dacă ne respectăm legământul de căsătorie, oricât de mari vor fi defectele partenerului, dar cum se face că în prietenie nu erau mari? În prietenie toți prietenii și toate prietenele sunt perfecte, că altfel în prietenie poți să o schimbi, nu? Dacă ai o prietenă și nu e fată de treabă, descoperi că nu e bună pentru tine, pentru viitorul tău, nu-i nicio problemă. Că îi spui, domnișoară, iartă-mă, am început să văd altceva, să mă ierți, te rog frumos, dar eu mă retrag pentru că îmi dau seama că nu-i locul meu lângă tine și al tău lângă mine. E timpul potrivit să faci asta. Nu-i rău să o faci înainte, dar nici acum nu-i rău. Dar după ce te-ai căsătorit, nu știu cum se face că toate soțiile încep să aibă defecte și toți soții încep să aibă tot felul de defecte. Înainte nu aveau, domnule. Dar nu știu ce se întâmplă că nunta ne dă posibilitatea să vedem ce n-am văzut înainte. Fata care ne devine soție, peste 50 de ani, e fata fără defecte de dinaintea nunții. Noi ne contrazicem pe noi, odată spunem că e albă și odată spunem că e neagră. Apoi aș vrea să vorbesc un pic despre închinare și să spun că felul în care ne închinăm în fața Domnului îl atrage pe Domnul sau îl respinge pe Domnul. Dumnezeu coboară în mijlocul închinării. Așa spune Scriptura. Apoi aș vrea să vorbim un pic despre autoritate. Autoritatea este un cuvânt pe care noi nu-l preferăm decât atunci când noi reprezentăm autoritatea. Dar ea este la tot pasul. Mergi pe stradă, vine semaforul. Autoritatea spune, uite-te la culoarea semaforului și te rog să fii cu minte. E verde, du-te, e roșu, oprește-te. E galben, ai grijă. Și apoi vreau să ne uităm un pic la influență. Noi influențăm pe alții și alții ne influențează pe noi. Aceste câteva lucruri vor merge spre fericire sau nefericire, care e ultimul punct al predicii mele. Haideți să le luăm puțin pe rând. Diferența legământului. Ce faceți voi astăzi se numește legământ. Tu astăzi îi spui acestei fete într-un cadru formal. În prezența părinților voștri, în prezența lui Dumnezeu, că o iubești și din această iubire tu o ceri în căsătorie. Și cu această iubire o vei împodobi, o vei acoperi, o vei sufoca toată viața. Și datorită acestei iubiri pe care tu i-o vei da neîncetat, o vei manifesta neîncetat, ea va fi fericită. Tu poți să-ți dai seama că ea e lângă tine doar pentru că ea crede că tu ai vorbit serios. De câteva ori în viață m-am mirat ce-o fi avut Carmen în cap când m-a crezut că eu o să o iubesc. Eu puteam să nu o iubesc. Imaginați-vă dacă n-aș fi iubit-o, că ne despărțeam. Se întorcea înapoi la taică-sa și la maică-sa. Și părinții ce o întrebau? Ce s-a întâmplat? Păi s-a răzgândit bărbatul meu. Și acum ce o să faci? Păi nu știu ce o să fac, am rămas singură. Deci căsătoria nu e altceva decât să te încrezi în cineva care spune că te iubește, dacă omul ăla n-are caracter, dacă omul ăla nu-i serios, tu ți-ai ruinat viața. Vă dați seama cât de important este
Să te apropii de cineva care e un om de treabă, om cu minte, om serios, dar cineva care are tot felul de anturaje din astea, cu toți și cu toate. Cam de acolo o să-și ia pe cineva. Acum, eu nu înțeleg, de ce se miră că peste un an, doi, trei, cinci, zece se întâmplă ce se întâmplă? Că e normal să se întâmple. Și potrivit legii insuficienței permanente, lucrurile se fac pe zi ce trece mai mari. Mai mari, mai mari, mai mari, mai mari. Până când se fac atât de mari încât ne înghit. Legământul căsătoriei în viața lui Avram și în viața lui Lot a fost total altceva. Biblia remarcă faptul că Avram a făcut un legământ cu Dumnezeu prin tăierea împrejur. Lot n-a făcut treaba asta. Pentru el n-a fost important. Adu-ți aminte ce a făcut el. El s-a dus în câmpie, unde erau orașele Sodoma și Gomora, și acolo s-a apucat de business. Oamenii cu care făceau business erau oameni de acolo din oraș, care toți trăiau într-un anumit fel, aveau un anumit stil de viață, iar stilul ăsta de viață era alegerea lor personală. Lot a văzut că e diferență între ei și el, dar a schimbat la el lucruri până când el a devenit ca ei, adică a făcut diferența. Avram nu s-a dus acolo, pentru că dacă se ducea, își ducea și familia și copiii și erau influențați de ce se întâmplă acolo. Dar el nu s-a dus acolo. Avram s-a dus pe munte unde nu erau oameni. Acolo și-a construit un cort, și-a construit un altar, în cort dormea. În fața altarului se închina lui Dumnezeu. Privește ce mare diferență între Avram și Lot, inclusiv locul unde se duce un om, locul unde lucrează, locul unde își petrece timpul liber, oamenii lângă care stă și îl influențează, toți acești factori se transformă într-o influență simțită sau nesimțită în viața noastră, dar văzută pe timp ce trece. Legământul lui Avram a fost atât de important încât el l-a făcut în prezența lui Dumnezeu, i-a dat multă atenție și a respectat acest legământ până când a murit. De aceea Dumnezeu l-a iubit mult pe acest om. N-a fost o întâmplare că Dumnezeu l-a iubit. E adevărat, alegerea a fost o preferință a lui Dumnezeu și noi nu o să înțelegem de ce l-a ales pe Avram și nu pe altcineva, decât într-o mică măsură, pentru că a fost credincios. Dar după aceea, Avram s-a comportat într-un fel în care a chemat ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Avram s-a ținut de cuvânt și a respectat legământul. David, ce faci tu astăzi este începutul căsătoriei voastre. De astăzi înainte, noi ne uităm la tine ca un bărbat căsătorit. Autoritățile acestei țări se uită la tine ca un bărbat căsătorit. Cu oricine te vei întâlni și nu te cunoaște, te va întreba, ești căsătorit sau nu ești? Și tu vei răspunde, sunt căsătorit. Până acum spuneai, nu sunt. Andreea, același lucru se va întâmpla și cu tine. S-a schimbat în totalitate statutul vostru datorită legământului de căsătorie pe care voi îl faceți astăzi. Am creat o sărbătoare în mijlocul căreia se face acest legământ de căsătorie. Părinții voștri pleacă astăzi de aici cu următorul gând. Băiatul meu e la casa lui. Dar ce s-a întâmplat de el la casa lui? Până acum unde a fost? La casa noastră. A făcut legământ de căsătorie cu Andreea Trif. La fel vor spune părinții Andreei. O lasă pe fata aici. Dacă fata ar fi venit aici înainte de căsătorie, de trei ori pe minut o suna mami. Hei, unde ești? Ești... Acum nu o să mai o sune în felul ăsta. Pentru că toată grija pe care a avut-o mami și tati acum se transferă asupra familiei voastre prin legământ. Legământul face relația voastră curată, altfel aceeași relație ar fi fost murdară. Legământul face relația voastră pură, curată și binecuvântată, altfel ar fi fost sub incidența pedepsei lui Dumnezeu. Doar legământul acesta, de aceea voi trebuie să-l respectați. Trebuie să priviți acest legământ cu onoare, cu demnitate, dar și cu teamă. Cu teamă sfântă și reverențioasă, pentru că sunteți niște oameni fragili și vulnerabili. Oamenii greșesc în viață. De câte ori fac ceva ce greșesc,
Îmi este așa de rușine și zic, mă, dar n-am fost atent, data viitoare o să fiu foarte atent. Dar asta spun de 62 de ani. Priviți la Lot și a ruinat legământul cu Dumnezeu. În primul rând, el n-a făcut un legământ cu Dumnezeu, el n-a fost implicat în tăierea în împrejur. Ne uităm la Scriptură și observăm că legământul presupune responsabilitate care îi revine ambelor părți. Cine e responsabil de căsătoria voastră, David, tu sau Andreea? Răspunsul corect e amândoi. Cât ești tu, este și ea. Tu nu ești responsabil 50%, David, tu ești responsabil 100%. Și Andreea nu e responsabilă 50%, Andreea, tu ești responsabilă 100%. De aceea, fiecare dintre voi să fie cu ochii pe celălalt. În sensul că celălalt este obiectul iubirii, sau mai bine spus, este persoana iubită. Iubiți-vă, manifestați iubirea, voi sunteți în legământ. Sub această protecție a legământului, voi sunteți soț și soție. Nu mai sunt limitele fizice care au existat în logodnă și în prietenie. Voi sunteți soț și soție. Dumnezeu binecuvintează relația voastră din care vor ieși copii, de care vă veți bucura. Legământul acesta vă dă liniște, vă dă bucurie, pentru că în acest legământ este prezent Dumnezeu, fiindcă voi nu faceți un legământ doar unul cu altul, ci amândoi cu Dumnezeu. În acest legământ este implicat Dumnezeu. Veți face multe angajamente în viață, dar Dumnezeu nu va fi implicat în măsura și în felul în care este implicat acum. Tot timpul să vă gândiți la acest legământ și să răspundeți la următoarea întrebare. Care sunt lucrurile care incomodează legământul pe care l-am făcut eu cu Andreea? Sau eu cu David? Care sunt lucrurile? Și lucrurile acelea să le îndepărtați. Sau dacă sunt imobile, bătute în pământ, îndepărtați-vă voi de ele. Îndepărtați-vă de oamenii și de lucrurile, de fenomenele și experiențele. Îndepărtați-vă de influențele care nu onorează legământul vostru, care nu ajută legământul vostru, care nu întărește legământul vostru. Nu orice lucru din lumea asta are interesul să ajute legământul pe care l-ați făcut voi. Ei bine, lucrurile acelea trebuie să le îndepărtați de la voi. Nu spuneți suntem puternici, că nu sunteți. Onorați-vă legământul. Uitați-vă la Avram cum a fost iubit și apreciat de Dumnezeu doar pentru că și-a onorat legământul. Și uitați-vă la Lot, care inițial a fost și el bine intenționat, dar după aceea a ajuns în experiențe aproape josnice. În limba română, cuvântul josnic e unul dintre cele mai grele cuvinte. Înseamnă foarte mult rău pus în acest cuvânt. Ei bine, Lot a ajuns în experiențe aproape josnice. De ce? Pentru că toată viața a fost superficial și materialist. Pe Lot, materialismul l-a împins în starea asta nenorocită în care a ajuns. Iar una dintre manifestări a fost neseriozitatea lui în privința legământului. El n-a făcut o sărbătoare cu legământul, n-a făcut o sărbătoare cu tăierea împrejur. Pentru el au fost doar niște obligații seci. Avram a făcut o mare sărbătoare, iar sărbătoarea asta i-a fost restul vieții în suflet. Întotdeauna legământul are termeni măsurabili. Aerul nu-i măsurabil, dar distanța de aici până la mine acasă e măsurabilă. Dacă pun pe GPS, îți spune cât de lungă sau cât de scurtă este. Legământul e măsurabil. Este foarte măsurabil. De aceea, luați toate lucrurile care ajută, susțin, încurajează, împodobesc și pun în evidență legământul vostru, pe restul vă rog frumos îndepărtați-le. Pentru că așa cum fugiți de un miros neplăcut, cum fugiți de substanțe toxice, cum fugiți de pericol, de riscuri, să fugiți de lucrurile care lovesc în legământul vostru și îl slăbesc. Legământul vostru va face diferența în relația voastră cu Dumnezeu și va face diferența între tine și soția ta și soțul tău. Legământul vostru trebuie să rămână bibeloul vostru. Poate că veți avea în casă lucruri scumpe, nimic să nu fie mai scump ca legământul vostru.
Legământul vostru e mai scump decât casa voastră, e mai scump decât mașina voastră, e mai scump decât verighetele voastre, decât ceasurile voastre. Legământul vostru va fi cel mai scump. Vă rog frumos să-l protejați. Protejați-vă și mașina, că ați muncit pentru ea, dar vă luați alta. Dar legământul, nu vă mai puteți lua altul. Aveți dreptul la un singur legământ. Asta spune Biblia, nu eu. Respectați-vă legământul de căsătorie. Respectați-vă legământul de căsătorie. Al doilea lucru este diferența închinării. Dacă ne uităm la Avram, el avea obiceiul să construiască altare, iar altarele erau un fel de biserică pentru noi. El în altarele acestea, în fața, în prezența acestor altare, vedeți, oamenii au nevoie de elemente vizibile ca să facă lucruri invizibile. Noi oamenii suntem ființe materiale, de aceea au construit oamenii icoane, pentru că ei simt nevoia să vadă, pe Dumnezeu nu-L vedem, de aceea ei și-au imaginat cum e Dumnezeu și au făcut o icoană și se uită la ea când se închină. De ce? Pentru că noi nu putem să vorbim singuri, noi trebuie să vedem pe cineva. Materialitatea, vizibilitatea sunt elemente ale umanismului nostru sau ale umanității noastre. Avram avea obiceiul să construiască și să se închine, să construiască altare și să se închine în prezența lor. Scriptura ne spune în Geneza capitolul 13, versetele de la 3 la 5, locul unde era altarul pe care îl făcuse el mai înainte. Lucrurile importante pe care le făcea Avram, le făcea în prezența altarelor, pentru că el se închina. Am spus la una dintre întâlnirile cu un grup din biserică zilele trecute că noi începem la fel ca lumea. Ce vrea lumea să facă cu credința noastră? Să o împingă doar între zidurile biserici. Spune, dacă ești pocăit, fii pocăit acolo la biserică, lasă-ne în pace în public. La serviciu, nu mai vorbi de credința ta, du-te la biserica ta și acolo cu frații tăi, mare, mică, biserica, acolo faceți ce vreți. Toată lumea vrea să ne manifestăm spiritualitatea doar într-un spațiu foarte limitat. De ce? Ca să nu influențăm pe ei și să nu le aducem aminte că există Dumnezeu. Când noi ne manifestăm credința în public, manifestările acelea lor le spun următorul lucru: hei, tu ce faci? Ăsta-i pocăit, uite, se închină. Tu de ce nu te închini? Să știi că vei muri. Vrei să mergi în iad? Ori de câte ori un necreștin vede un creștin și aduce aminte că există Dumnezeu, pentru că acel creștin este o materializare a prezenței lui Dumnezeu. Îl face vizibil pe Dumnezeu. Ei bine, tot la fel, Avram se închina în fața altarelor pentru că elementele vizibile, materiale, ne ajută să ne aducem aminte de lucrurile invizibile. Acolo Avram a chemat numele Domnului. Știți ce spune Biblia? De două ori se amintește, odată în primul verset și odată, cred că în versetul, probabil 5, că Avram era cu soția lui. Ăsta este un cuplu potrivit, el cu ea, căsătoriți. Dintr-o dată, nu știu ce caută acolo al treilea, era nepotul său. Ok, l-a luat din milă pentru că i-au murit părinții. Un unchi respectos, un unchi inimos, un om cu suflet, când vede că a intrat în conflict cu nepotul său datorită slujitorilor lor, slujitorii s-au luat la ceartă, oamenii lui s-au certat cu oamenii lui Avram. Când Avram a văzut asta, a știut că s-a terminat relația cu Lot. De ce? Pentru că datorită lucrurilor materiale, Lot era în stare să-l trădeze pe Avram. Avram l-a cunoscut pe nepotul lui. Știți cum vorbește cu nepotul său când se duce la el și are discuția cu el? Spune așa: noi suntem frați. Frații sunt egali? Da. Dar unchiul cu nepotul nu sunt egali. Avram a renunțat la autoritatea de unchi și a spus: eu sunt frate cu tine. Nu, nu ești fratele meu, tu ești unchiul meu. Tu nu ești egal cu mine. Tu ești mai mare decât mine. Dar Lot a spus: bravo, l-am prins pe Avram, i-a ieșit porumbelul din gură. Nici nu mai mă simt rău acum că îl trimit la plimbare. Și nici nu mai mă simt rău că eu o să aleg primul. Dacă suntem egali, atunci nu mai are importanță care alege primul. Și dacă nu mai are importanță între noi doi cine alege, o să aleg eu.
Dacă tot n-are importanță, o să aleg eu. Dacă avea importanță, mă simțeam vinovat, dar n-are. Biblia nu ne spune că Lot a construit un altar. El n-a avut nevoie de altare, el n-are nevoie de biserică, el e credincios fără altare. Ați întâlnit oameni care spun, dar eu n-am nevoie să merg acolo. M-am întâlnit zilele trecute cu cineva și mi-a spus, domnule, de ce trebuie să vin la biserică dacă ești credincios? Păi de ce trebuie să te duci la bucătărie când ți-e foame, de-aia? Sau de ce trebuie să te duci în dormitor când ți-e somn? De ce nu dormi în picioare? Sau de ce nu te pui aici pe bordură? Avem un loc unde dormim, avem un loc unde mâncăm, avem un loc... Era să pomenesc și alte lucruri care nu se cade să le pomenesc aici. Dar avem și un loc unde ne închinăm. Facem și noi diferența, că avem o capacitate să nu le amestecăm. Avram s-a închinat, este omul cu cele mai multe altare. Verbul s-a închinat la Avram se repetă cel mai des. Legământul pe care l-a făcut cu Dumnezeu s-a manifestat în prezența altarului. David, Andreea, legământul pe care l-a făcut cu Dumnezeu a fost susținut de ce se întâmpla, de ce simțea, de ce vedea, de ce transformarea, înnoirea, mângâierea, încurajarea, susținerea pe care el le experimenta în prezența lui Dumnezeu în fața altarului. Începusem să spun că zilele trecute am fost cu un grup de oameni și am auzit că acolo am făcut o rugăciune, nu era o întâlnire religioasă, dar am făcut o rugăciune și am vorbit puțin de Dumnezeu și cineva a zis și eu am auzit, prea mult, George. El vrea să spună următorul lucru, nu mi-ajunge mie că la biserică trebuie să te suport și să-ți ascult predicile și să mai ascult și corul și fanfara, acum și aici unde ne-am întâlnit pentru un alt lucru și aici vii cu predica pe capul meu. Prea mult George. Și atunci mi-am luat timp și le-am spus la oamenii ăștia, nu-i prea mult aer niciodată, nu-i prea multă mâncare bună niciodată, nu-i prea multă fericire niciodată, nu-i prea mult bine niciodată, nu-s prea mulți bani niciodată, nu e prea mult Dumnezeu niciodată. Cum să fie prea mult? Numai 5 minute facem o rugăciune. Încă 5 minute putem să cântăm o cântare, acum cântările mai noi sunt mai scurte, că de să nu ne ia mult timp. Și apoi o să zică cineva ceva, 5 minute, 15 minute, atât îți trebuie să mănânci un măr sau două. Nu-i prea mult ciorci. De ce zic oamenii că e prea mult ciorci? Pentru că ciorciul nu-i frumos pentru ei. Oamenii au nevoie de lucruri frumoase, ei resping lucrurile urâte. Ce-ar fi dumneavoastră să-mi dați cât un dolar pe minut? Așa, să stați lângă mine și să-mi dați în fiecare minut cât un dolar. Și eu să spun, gata, plec. Credeți că o să spun următorii 5 ani că plec? Nu, o să stau acolo în următorii 5 ani. De ce? Pentru că e în avantajul meu. Nu, știți ce o să spun? Prea mulți dolari. Stop. Nu o să spun asta. De ce? Niciodată nu-s prea mulți dolari. Dar de ce e prea mult ciorci? Pentru că ciorciul nu e așa de dulce ca dolarii. Simplu. Ciorciul e amar, ciorciul, dacă ieși afară, toată lumea zice, tăi și pe ăsta om mare se duce afară. Legământul pe care voi îl faceți astăzi va fi susținut de ce se întâmplă, de experiența voastră în fața altarului. Închinați-vă lui Dumnezeu, nu doar aici, închinați-vă acasă. Închinați-vă împreună și închinați-vă singuri. Îmi pare rău că obiceiurile pe care mi le-am format în ultimii ani nu sunt obiceiurile pe care le-am avut de la început. Îmi pare rău. Nu mai mă duc niciodată să mă culc supărat pe Carmen. Nu mai mă duc niciodată fără să mă duc să o pup și să facem o rugăciune mai lungă sau mai scurtă împreună. Nu spun asta să mă laud. Spun asta ca să pun în evidență faptul că n-am făcut întotdeauna așa. Deși eram bine intenționat, dar nu mi-am dat seama că este normal. Nu mi-am dat seama. Știi la ce mă gândesc? Acum mă gândesc așa, dacă eu nu mai mă trezesc mâine sau ea nu se mai trezește mâine, vreau să ne despărțim cu un pupat, cu o îmbrățișare, cu o scurtă rugăciune pe care am făcut-o împreună. Oricum, această potențialitate se va activa odată și odată, noaptea următoare sau peste 1000 de nopți sau 5000 de nopți de acum încolo.
Experiența vieții este marele har de a repeta și de a face mai bine. Diferențele pe care alegi să le faci produc rezultate diferite. Diferențele pe care tu le faci schimbând de la bine la mai bine produc rezultate diferite. Închinarea este ceea ce faci când simți pe Dumnezeu. Este cadoul pe care îl dai lui Dumnezeu. Este timpul pe care vrei să-l petreci cu el. O să vezi că Andreea o să-ți spună la nesfârșit: mi-e dor de tine, aș fi vrut să stai un pic mai mult acasă. Hai să petrecem un pic de timp împreună. Păi, dar până acum ce am făcut? Am mai spus întâmplarea asta că am fost odată toată ziua acasă și cândva după amiază Carmen mi-a zis: nu vrei să-ți faci un pic de timp și pentru mine? Primul lucru m-am gândit dacă am fost plecat de acasă și am constatat că n-am fost, nici n-am ieșit din casă. Auzi tu, dacă îmi fac timp pentru ea? Păi bă, femeie, taci, suntem de aseară în casă, cum să-mi fac timp pentru tine? Și a spus: nu, aici lângă mine, cu mine, doar cu mine. E foarte greu să înțelegi soția. Adevărul e că și invers, dar poate că din partea asta încolo e mai încețoșat. Timpul pe care îl petreci cu Dumnezeu demonstrează cine este Dumnezeu pentru tine. Suntem tentați să nu mai avem nevoie de ciorci sau să venim la ciorci doar o dată, că nu e important de două ori. E adevărat, fiecare om are valorile lui, principiile lui, dar dacă la fel am relaționat cu banii, am murit de foame, cu binele nu facem așa, cu binele pentru trup, dar cu binele pentru suflet suntem foarte selectivi. Diferența autorității. Biblia ne spune că Avram a fost chemat de Dumnezeu dintr-o viață de idolatrie și Lot a venit pe lângă Avram, deși nu a fost chemat. El a dezvoltat disciplină în viața lui și Scriptura spune că Avram va porunci fiilor săi și casei lui după el să țină casa Domnului făcând ce este bine și drept. Dumnezeu a știut că Avram va face treaba asta. De ce? Pentru că i-a văzut schimbarea. A văzut ce diferențe a început să se întâmple în viața lui și a anticipat că dacă tu mă vezi ducându-mă încolo, vei ști că o să trec pe lângă casco, o să trec calea ferată, o să mă duc pe tui încolo, pentru că încolo merge în direcția aia. Dar Dumnezeu n-a spus niciodată despre Lot lucrul acesta. A plecat împreună cu Avram, a avut aceleași privilegii, a ajuns bogat la fel ca Avram. Singura diferență dintre el și Avram a fost pocăința. A fost binecuvântarea. A fost prezența sau absența altarului. Prezența sau absența legământului. Biblia îl surprinde pe Avram, instruindu-și familia, educându-și copiii și urmărind cu atenție proslăvirea lui Dumnezeu în prezența altarului. La Lot, dimpotrivă, este absent din viața spirituală și a construit o casă mai întâi lângă Sodoma și apoi a mutat-o în Sodoma. Vezi, nu l-a lăsat conștiința să se ducă de prima oară acolo. Ferește-te de greșelile mici, că de alea mare te ajută conștiința. Nu te lasă, te mustră. Dar de alea mici, e prea mică. Ce mare lucru, domne? 5 bani, 5 cenți? Cine te bagă în pușcărie pentru 5 cenți? Dar fură în fiecare zi 5 cenți și la 80 de ani vezi câți bani ai strâns. Biblia remarcă faptul că în situația în care Lot le cere copiilor lui sau ai lor să facă un lucru, mai ți-aduce aminte ce spune Biblia? Ei au spus: glumești, tati, glumești. De ce ei cred că tati glumește? Pentru că tati nu era integru. Nu știai când glumește și când vorbește serios. Copiii nu-i cunoșteau valorile. Probabil vorbea de ceva ce el n-a făcut niciodată. Și atunci copiii și-au asumat că el glumește. Ce înseamnă asta? Neseriozitate, lipsă de integritate. Este destul de complicat să-ți spună copilul când se face mare și tu vorbești serios să spună glumești. Nici nu știi, e ironie? E un fel de luat peste picior? Sau ce este? Autoritatea care a condus viața lui Avram a fost Dumnezeu și cuvântul său. Autoritatea care l-a condus pe Lot au fost banii. În conferința aceasta de familie pe care am avut-o cu frații zilele trecute, am vorbit în weekendul ăla despre, de fapt nu despre bani, ci despre ce se întâmplă în spatele banilor, despre demonul Mamona.
Este pur și simplu un demon care ne ajută să iubim banii, și când iubim banii, iubim toate lucrurile pe care le putem ajuta, pe care le putem avea cu ajutorul lor. Banii sunt necesari, dar dacă iubim, stăpânul s-a schimbat. Stăpânul nu mai e Dumnezeu meu. Stăpânul este mamona, banii. Mă apropii de încheiere. Diferența influenței. Influența aceasta va veni întotdeauna în contextul legământului pe care îl avem. Va veni întotdeauna în locul în care eu mă închin lui Dumnezeu. David, Andreea, astăzi vă căsătoriți, să vă fie căsătoria și fiecare zi din căsătoria voastră să fie respectarea legământului lui Dumnezeu și închinarea în fața lui Dumnezeu. În felul acesta, toate visele pe care le aveți în suflet vor deveni realitate. Dumnezeu să vă binecuvinteze!